Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am pentru voi o rețetă rapidă și foarte ușoară, un desert cu fructe proaspete și vă invit să urmăriți pregătirea lui chiar acum. Pentru blat am nevoie de 3 ouă, un praf de sare, 150 de grame de zahăr, 80 de grame de făină și 5 grame de praf de copt. Am separat albușurile de gălbenușuri. Peste albușuri pun un praf de sare și le voi spuma. Adaug și zahărul și continui să mixez până obțin o bezea lucioasă. Adaug și gălbenușurile. Pun și puțină făină, praful de copt. Și incorporez restul de făină cu o spatulă. Prin mișcări de împăturire, pentru că nu vreau să se lase albușurile. Am aici o tavă pentru blat de tort, am uns-o cu unt și voi turna aluatul în această tavă. Am pornit și cuptorul să fie bine încins. Voi coace acest blat de tort la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute, oricum voi face testul cu scorbitoarea pentru a fi sigură că este copt. Curăț bine castronul de aluat. Uniformizez aluatul în tavă. Și îl pun la copt. Pentru a pregăti crema, folosesc 400 de grame de smântână acră cu grăsime de 12 sau 15%, 200 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de smântână pentru frișcă, un pliculeț de 8 grame de zahăr vanilat bourbon și 10 grame de gelatină. Într-o crăticioară mică voi pune smântâna pentru frișcă. Și peste adaug gelatina granule și o las pentru câteva minute să se hidrateze. Pe foc pun crăticioara în care am pus smântâna cu gelatina. O încălzesc puțin pentru a se dizolva gelatina mai bine. Am grijă să nu fierb acest amestec, pentru că atât smântâna cât și gelatina își vor pierde proprietățile de închegare, dar trebuie să încălzesc destul de bine. Alături pe aragaz fierb și o cratiță cu dulceață de cireșe. Gelatina s-a dizolvat, o iau de pe foc. Acum am aici
smântână aceea acră. O voi amesteca cu zahărul vanilat și cu zahărul pudră. Și voi turna și smântâna pentru frișcă în care am dizolvat gelatina. Am scos blatul copt din cuptor și îl voi lăsa să se răcorească pentru câteva minute. Voi pune peste el un strat de cireșe, cireșe pe care le-am spălat și cărora le-am îndepărtat sângurele. Am lăsat crema cu smântână pentru o jumătate de oră la rece în frigider și acum o voi turna peste stratul de cireșe și voi pune din nou prăjitura la rece în frigider pentru câteva ore, cât să se închege această cremă de deasupra foarte, foarte bine. Nu am dezlipit blatul din tavă. Ați văzut că nu am pus nici hârtie de copt, doar am uns tava cu puțin unt. O prăjitură simplă, rapidă, de vară. Deasupra arat și puținul ciocolată. Pentru a scoate prăjitura din tavă după ce crema s-a întărit, am trecut cu un cuțit pe marginea tăvii și s-a desfăcut foarte ușor. Este o prăjitură răcoritoare cu fructe de sezon proaspete, dar cred că puteți pregăti acest desert în orice alt anotimp cu fructe congelate. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, dacă vă plac rețetele mele vă puteți abona la canalul meu Farfuria Veselă, activând butonul subscribe sau abonare, este gratis, nu vă costă nimic, doar veți fi la curent cu toate postările noi. Și activând și clopoțelul primiți notificare pe e-mail atunci când public o nouă rețetă. Vă doresc să aveți o zi superbă, un weekend liniștit, nu uitați să fiți veseli, iar noi ne auzim data viitoare!